Să rămânem în picioare și să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Matei, capitolul 18, de unde vom citi primele 11 versete. Matei 18, începem cu versetul 1. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi, decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghenei. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Voi începe prin a da slavă Domnului cu un verset din Biblie, de data aceasta din 1 Cronici 29, rostit de David în fața unei adunări mai mare decât cea de-a noastră din această seară. Versetul 10 este scris că el a zis: binecuvântat să fii tu din veac în veac, Doamne Dumnezeu, Părintului nostru Israel. A ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, că Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. Amin. Binecuvântat să fie acest Dumnezeu care este mai presus de orice. Și pentru dumneavoastră, un cuvânt de binecuvântare, tot dintre cele spuse de David, vă citesc din Psalmul 28, versetul 9, sub formă de rugăciune: mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta de la Baia Mare. Fii păstorul și sprijitorul lor în veci. Amin. Dacă Bunul Dumnezeu ne-a îngăduit viață și har să fim în această seară la adunare, după ce ne-am rugat și am încredințat problemele noastre în mâna unui Dumnezeu bun, pe care îl cunoaștem din experiențele vieții, din cuvântul Scripturilor, după ce am cântat și i-am adus laudă, vă invit să ne apropiem de cuvântul citit din Matei 18 și să stăm în fața Scripturii cu sinceritate, cu Domnul să lase Duhul Sfânt să ne lumineze mintea și viața apoi. Aș vrea să intitulez acest cuvânt astfel: vei intra în împărăția cerurilor sau vei fi aruncat în focul veșnic? Felul în care m-am exprimat acum sună ca a două opțiuni. Poți să intri în împărăția cerurilor sau, o a doua opțiune nefericită și nedorită, să fii aruncat în focul veșnic. Am putea să formulăm acest titlu și interrogativ și personalizat: vei intra în împărăția cerurilor sau vei fi aruncat în focul veșnic? Haideți să privim, așa cum scrie în versetul 1, la acest cuvânt cât mai de aproape. Scrie aici că ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat. Și ca în alte dăți, Domnul n-a răspuns neapărat cum au întrebat ei,
Și putem și asta să învățăm de la Domnul, să nu întrebăm, să nu răspundem cum se întreabă, și să răspundem cum trebuie răspuns. Ei au întrebat care este mai mare în Împărăția Cerului și Domnul le-a spus, întâi să vedem cine intră. Și Domnul, ca să îi facă să înțeleagă mai bine, le-a dat o pildă, așa cum făcea adeseori. A luat un copilaș, le-a pus în mijlocul lor și le-a spus ceea ce urmează să vă spun și eu acum. Pentru a intra în Împărăția Cerului, că desigur nimeni nu-și dorește să fie aruncat în focul veșnic sau în focul genii, cum scrie în versetul următor, noi trebuie să ne rezolvăm problemele cu Dumnezeu. Că Matei numește această împărăție a cerurilor, iar Luca o numește împărăția lui Dumnezeu. Ori de altfel noi știm și dacă ar rămâne doar la titulatura de împărăția cerurilor, că Dumnezeu este în cer și noi suntem pe pământ. De aceea niciun om nu poate să ne rezolve problema, nici noi înșine nu putem să ne descurcăm singuri. Știți ce spunea Ioan Botezătorul? Eu vă botez cu apă. Dar după mine vin verificările, se curăță aria, Domnul poate să boteze cu Duhul Sfânt și cu foc, El strânge un grâu în grânar și pleava va arde într-un foc care nu se stinge. La un slujitor s-a dus un tânăr și i-a zis, oare pe mine mă mântuie Domnul dacă am o anume slăbiciune? Dacă poate sunteți curioși, care aia care o aveți dumneavoastră? Și fratele a vrut să-i dea o lecție și i-a zis, dar rest, tu ești pocăit? Da, frate, eu slujesc și fac dărnicie. Și văzând că este destul de binevoitor, zice, dacă tot mă mărturisesc, spun că mă am încă o slăbiciune. Mă mântuie oare Domnul? Și fratele are, îi spune ceva care să îl facă să înțeleagă într-o primă fază că poate să intre, doar Domnul este bun. Dar apoi pe când se plece tânărul și spune, stai, vreau să spun ceva, acolo la poartă nu sunt eu. Și tânărul de data asta l-a apelat la logică și a zis, da, atunci ce-a rezolvat că m-am înțeles cu dumneata? Păi tocmai asta e problema, tu ai crezut că noi doi putem să tratăm intrarea ta în Împărăția Cerurilor? Problema noastră este cu Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus Hristos aici, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să ajungă în fața lui Dumnezeu, ăsta e rolul predicatorului, să-i ducă pe oameni acolo. Și fiecare să se recunoască în sinceritate, să vadă ce îi spune Dumnezeu și cum trebuie soluționată problema lui. Am putea spune pe de-o parte că trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu, este scris asta în Biblie, deci în Isaia 27, eu n-am mânie, dar dacă sunt probleme, mă prind de mânie dacă vor să facă pace cu mine. Scrie în 2 Corinteni, capitolul 5, spune apostolul, noi suntem dar trimiși în puternicița lui Dumnezeu și vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ne-am împăcat? Dacă ne-am împăcat, slavă Domnului, înseamnă că nu mai este mâniat pe noi și putem fi liniștiți. Avem pace cu Dumnezeu, cum spune apostolul Pavel în Roman, la capitolul 5. Dar dacă nu, să venim. Dar nu cumva să ne întâlnim cu Dumnezeu când n-am vrea să avem parte de o asemenea ipostază la judecată. Biblia spune de sângele mielului, dar spune și de mânia mielului. Acum Domnul este mântuitor și îi mulțumim că până în seara asta are îndelungă răbdare și vrea să-și arate bunăvoința față de noi. Așa că este bine să ne întâlnim cu Domnul și să ne rezolvăm problema. Iată ce propune Domnul, între altele, vă citesc din Isaia, din capitolul 1, de la versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Și ce judecată frumoasă, totalmente în favoarea noastră. De vor fi păcatele voastre cum e cârmizul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Când vrem să ne împăcăm cu Dumnezeu, din textul nostru înțelegem în primul rând, și acum vă rog să notați ca o primă idee în mintea dumneavoastră,
pe care o extrag din cuvintele Domnului. Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, atenție, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerului. Adică altă posibilitate, mai degrabă sau mai târziu, în veacul acesta sau în cel viitor, nu există. Ce înseamnă asta să ne facem ca niște copilași? Să acceptăm că viața trebuie luată de la început. Și Biblia vorbește foarte clar despre naștere din nou. Și a spus Domnului Nicodim, dacă nu se naște cineva din nou, mă, nu poate vedea și nu poate intra în Împărăția Cerurilor sau a lui Dumnezeu. De ce înseamnă să te faci ca un copil și să te naști din nou? Că Nicodim n-a priceput, a zis, cum să o iau de la capăt, că fizic nu se poate asta. Imaginea asta fizică este doar un exemplu, o comparație. Cum vine un copil în lumea noastră? Ce știe? Ce are? Vine doar cu funcțiile vitale, să respire, e gata să se alăpteze la sânul mamei, nu știe să vorbească, nu știe să mănânce altceva, nu știe să umble. Toate le învață de acum. Dacă îl pui într-o familie de români, va învăța românești, îl pui într-o familie de maghiari, va învăța ungurești. El este total dependent de tata și de mama. Poate să se nască un copilaș să fie nu de 5 kg, de 7. Dacă îl pui în lumea asta, se descurcă? Singur, poate face față? Dragii mei, un copil este într-un început total de viață. Și asta trebuie să facem noi când ne împăcăm cu Dumnezeu. Aș exprima într-o altă formă, pentru un om mare să se nască, să o ia de la început, de la capăt, să rescrie toate lecțiile, să fie gata să asculte în orice, asta ar însemna în termeni noștri un fel de capitulare. Împăcarea cu Dumnezeu nu e la negociere, Doamne, zici și Tu, mai propun și eu, las de la mine, las de la Tine și până la urmă ne înțelegem. Nu! Împăcarea cu Dumnezeu înseamnă să te prezinți în fața Tatălui ca fiul risipitor, ca să dau o pildă, citesc din Luca de la capitolul 15. Oricum nu mai avea ce să aduc acasă, pierduse tot, versetul 21, am păcătuit împotriva cerului și împotriva Ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Când veniți la Domnul, inclusiv cei care sunteți născuți în familie de credincioși, trebuie să fiți conștienți că viața voastră, datorită naturii păcătoase, a faptelor din copilărie, din tinerețe sau din toată viața trăită până la un moment dat, nu ne făceau decât vrednici de moarte. Și am avut de-a face uneori cu băieți, sau mai mult cu fete, că fetele sunt mai cumin, sau cel puțin așa par. Cel puțin mi-amintesc de vreo două situații în care noi le dăm când se botează o fișă autobiografică să o completeze, cum s-a produs întâlnirea cu Dumnezeu, chiar așa scrie acolo. Și am fost surprins să constat, de exemplu, spunea o adolescentă, am fost o fată cu minte, a venit la adunare, a spus poezie, a cântat și tot ce spunea că era adevăr 100%. Și am spus, draga mea, tu intri în rai fără botez. Dacă e numai ce scrie aici te caracterizează, nu-i nevoie să te botezi. Botezul e numai pentru păcătoși. După cum spunea Domnul, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. De ce să meargă un tânăr sau un om oarecare la medic și spună, Domnul, doctor, sunt sănătos? Tun! În viața mea n-aș știu ceea ce e durere, totul este perfect. Atunci după ce vine la mine? Du-te acasă că am stat alți pacienți la rând. Dar care este tânărul sau tânăra aceea care măcar nu ca cel dus de acasă, ca fiul rămas acasă, n-a avut măcar un gând în care se spună am vrut și eu să mă duc odată la știu eu ce festival, dar
Mama s-ar fi supărat dacă mă duceam sau dacă auzeau frații de la adunare cine știu ce credeau despre mine. Fiul acesta s-a întors acasă fără nicio pretenție. Așa ar trebui să venim noi la pocăință. Doamne, ajută-ne! Și dumneavoastră vă amintiți că așa ați venit, da? De altfel, botezul este o înmormântare. Și morții poate au scris ceva înainte în testament, dar cel puțin după ce a murit, comentează vreunul cum să-l așezăm și ce să facem? Mai comentează vreunul la slujba de mormântare, mă refer la mort? E mort, a capitulat. El, dacă a venit la Domnul, repet, pentru a treia oară, trebuie să o ia viața de la început, adică de acum să fie gata să întrebe, cum întrebau pe Ioan Botezătorul, noi ce trebuie să facem? Altul în altă ipostază, dar noi ce trebuie să facem? Vă dau altă imagine a acestui început, scrie la Matei, la capitolul 7, citesc de la versetul 13, intrați pe poarta cea strâmtă. Largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, nu vrem intra acolo, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Ce definiție dați dumneavoastră la poarta strâmtă și la calea îngustă? Așa, în mod popular, noi numim asta pe pocăiții care sunt mai înguși, nu? Nu sunt liberal și au sunt mai asceți, nu? Dar eu cred că biblic poarta strâmtă înseamnă să te lepeți de tot ce ai. Pe acolo nu se intră numai ce ar intra prin urechile acului. Dacă nu devii un zero și nu ești conștient că erai vrednic de moarte și nu ești gata să scrii de acum toate lecțiile, să începi un nou abecedar și o nouă școală, pe partea asta nu intri. Că altfel vei păți ca și cu tânărul bogat. A fost amintit în această seară, la materia asta nota 10, la cealaltă nota 10, dar la asta nu, asta nu vreau să o fac. Dar la școală nu tu stabilești ordinea orelor și ce materii se fac. Aici Domnul stabilește ce trebuie să facem. Și cine se leapădă de sine și de tot ce are, nu doar că poate intra pe o poartă strâmtă, se poate și duce pe o cale îngustă. Un astfel de om n-are pretenții. Poți să-i ceri orice, este gata să facă. Asta rezultă și din cuvintele spuse de Domnul, vă citesc Luca 14, a zis unul, scrie în versetul 15, ferice acela care va prânzi în împărăția Dumnezeu, sigur că va ferice. Dar a spus Domnul celor ce mergeau după el, versetul 26, dacă vine cineva la mine, să ne rezolvăm problema cu Domnul, și nu se leapădă de ai lui, și apoi spune finalul versetului, de chiar însăși viața sa. Deci când venim la Domnul și când vrem să-L urmăm, părerile noastre cad jos, chiar dorințele celor din jur trebuie să se supună și primează pentru totdeauna numai ceea ce Domnul zice. Și noi vom face, Doamne ajută! Scriem versetul următor, sunt tot cuvintele Domnului Matei 18, versetul 4, de aceea oricine se va smeri ca acest copilaș, pentru a putea face ce a zis Domnul, ceea ce v-am explicat aici, nu poate nimeni numai dacă se smerește. Și asta cred că adânc. Așadar, dragii mei, mândria, pretențiile, orgoliu sau orice altă idee nu are loc în întâlnirea și umblarea noastră cu Domnul. O smerenie profundă. Doamne, ajută-ne să ne plecăm până la pulberea pământului, să ne recunoaștem cine suntem. Hai să vă dau exemplul meu. În perioada de boală scumpei mele soții, am avut timp să mă analizez, să mă judec, să mă cercetez și mi-am propus pe parcursul a câtorva zile să îmi caut greșelile, să-mi fac eu rechizitoriu de când mă știu. Din copilărie, măcar că am fost născut în familie credincioși, n-am gustat plăcerile lumii acesteia, m-a păzit Domnul de păcate mari,
Dar în copilărie, adolescența, tinerețea mea și apoi în viața de familie și în slujire, atâtea greșeli am găsit încât s-a făcut o grămadă mare, mare. Mi-a fost rușine de mine. Apoi m-am apucat să aduc în revistă și să-mi amintesc toate bunătățile și îndurările Domnului pentru mine până la vârsta de 54 de ani sau cât aveam atunci. Și s-a făcut altă grămadă mai mare. Și am zis, Doamne, cum se împac aceste două grămezi una lângă alta? Că ambele se referă la mine. La atâtea greșeli într-o viață, cum ai fost atât de bun cu mine? Și am constatat încă o dată că mare îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, a ne smeri înaintea Lui nu-i un moft al Lui. Nu facem ceva ce nu s-ar cuveni, e doar un gest al unei realități în sinceritate. N-avem cu ce ne lăuda, dreptui? A venit odată un frate să se mărturisească, nu mai știu ce a spus, dar oricum nu v-aș spune. Și după ce a spus ce păcate are, zice, dar frate, știi, mai am una, sunt mândru. Mă zic, din spunea la început, dar acum după ce mi-ai spus cât ești de păcătos, ce să mai spui că ești mândru, mă? Nu pricep. Și păcătos, și fudul, cum vine asta? E numai pe drept să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, în fața sfințeniei și amăreției Lui, că i-am compromis chipul și ne-am comportat în lumea asta adesea neținând cont de El, trăind cum am vrut. Dar Dumnezeu a avut îndurare față de noi. Apoi ce să mai spun de gestul Fiului Său care a murit pentru noi? Avem motive să înălțăm pe Domnul, să ne smerim noi? Să o facem cu toată inima. Spunea un demnitar englez când l-a întrebat cineva, de ce mergeți la biserică, la țară, undeva, în locuri mai, unde nu sunteți cunoscut? A zis, ca să mă pot raporta corect la Dumnezeu, că dacă mă duc la catedrală în Londra, toți se uită la mine, oh, domnul parlamentar, domnul lordul cutare. Vreau ca să mă pot relaționa corect în fața lui Dumnezeu. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Așadar, să luăm viața de la început dacă n-am luat-o și să știm că este un început cu Dumnezeu, dar fără sfârșit pentru eternitate. Vom fi ai Lui, vom intra în împărăția cerurilor. Dar mai este o problemă care cred eu că trebuie rezolvată tot cu Dumnezeu, sau să zic cu noi, oricum între noi și Dumnezeu, în a intra în împărăția cerurilor. Scrie de la versetul 8, acum. Și aș putea pune acest cuvânt acum, la viața ta de pocăință, la anii cât ți-i ai, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, deci tu acum ești neprihănit, dar poți să cazi în păcat, taie-le și leapă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung, deci fără un picior sau fără o mână, decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul ghenii, că știți că scrie în final, leagă mâine și picioarele, nu le-ai tăiat tu, dacă nu ești vrent, te faci să cazi în păcat, oricum ți le leagă. Și încercăm noi să spiritualizăm aceste versete, să spunem ce-o fi mâna dreaptă, luând alte texte, ce-o fi piciorul, ce-o fi ochiul. Uitați-vă în oglindă ca să vedeți ce e ochiul și ce e piciorul. E vorba de a noastră. Dar ce a vrut să spună Domnul? De ce a fost atât de radical în exprimare? Pentru că e mare pericol, vedeți dumneavoastră, pentru virusul ăsta ce măsuri să iau la nivel de stat. Păi ce am purtat noi botnițele astea? Păi stă economia în loc, se schimbă legi, cad companii, nu mai funcționează. De ce? Păi e un mare pericol, un virus. Dar păcatul noi mai mare pericol. Dacă se întâmplă un cancer undeva, este extirpat o mână, nu? Cum? Și încă rugăm pe domnul doctor să ne-o taie și noi mulțumim domnul doctor, să mulțumesc că mi-ai tăiat mâna, nu? A scăpat trupul. Atunci chiar a fost domnul radical în exprimare sau a fost foarte realist? Eu nu cred că domnul a vrut să ne spună să ni le tăiem, dar să privim problema foarte serios. Zice la Evrei, la capitolul 12, versetul 4, voi, poate nu-i vorba de voi, nu v-ați împotrivit încă până la sânge.
în lupta împotriva păcatului. Știți că Domnul n-a zis, dacă e vorba să stai mâna, să o tai din număr, scrie așa? Nu o zis să o tai pe la cot, numai pe aici. Eu orice, dacă ar fi vorba de tăiat, cum acum trăim într-o eră în care mult îi mișcă pe oameni deștile să păcătuiască, nu, cu aparatura să tasteze, eu aș spune, mi-aș permite să interpretez așa versetul, că Domnul vrea să ne tăiem mâna începând cu un deget. Numai la care-i de vină. M-au tinerii pe aici. Cu care deget tastați și intrați pe pagini care apoi vă golesc sufletește și vă fură ore bune, vă ocupă mintea, divertismente, filmulețe, poate altele chiar mai și cu tentă imorală, dar diavolul întâi vine cu forme mai ușoare, cu forme atractive. Și n-a avut diavolul metodologie și tehnică precum cea de astăzi ca să ne atragă în păcat, așa? Și mâna noastră și ochii noștri, și Domnul folosește aceste organe în textul din Matei 5 în contextul poruncii a șaptea cu imoralitatea. Taie numai un deget. Dacă doare, vezi că merge tot trupul în ghină. Și când tot mai tastesc cu alălalt, o să spun așa, din vecinătate, ce vrei să pățești și eu cu alălalt? Am avut un nepot, un fiu al sorei mele, care avea probleme, nu putea să consume ceea ce este cu gluten. A fost operat, sărmanul, pe vreo 7 ani. Și țin minte că a venit toată la mama și ea, ca o bunică, a zis, să-ți făcuse ceva, știu eu, în cuptor acolo, să-ți dau să mănânci, numai puțin, o bucată. Dar copilul speria după operație, și vrei iară să mă opereze la Cluj. Măi, cum i-a priceput el la 7 ani că dacă va consuma ceva, e în pericol? Oare conștientizăm noi în ce pericole ne aflăm? Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni, la capitolul 9, versetul 27, mă port aspru cu trupul meu, pe templul Duhului Sfânt. Da, cu trupul trebuie să ne purtăm uneori ca și cu un prieten și când vrea să ne facă figuri, cu poftele noastre care se luptă în mădularele noastre, atunci îl tratăm cu respectul care ar trebui. Îl tratăm cum se cuvine și ca atare intrăm la post, la rugăciune, pentru că nu vrem să fim aruncați în ghenă, vrem să intrăm în împărăția cerurilor. Și uneori trupul acesta ne creează nouă probleme. În mod deosebit la tinerețe, la bătrânețe scrie că mai trec poftele, deși am constatat, chiar vorbeam nu demult cu alți slujitori, ceea ce n-ai biruit în tinerețe și pe parcursul vieții te poate doborâ la bătrânețe ca pe bietul Solomon. De aceea trebuie să grijim toată viața. A întrebat cineva odată pe un frate pensionar, a zis, ce faci? Pensie bună, stai. A zis, da, de unde? Toată ziua cu grijă. Dar ce grijă? După gospodărie. Ce gospodărie? Ei, am un câine. Nu știu cum îl leg, tot scapă din legătoare. Am 2 iepuri, una două pe câmp. Pe drum îi scap. Și 2 șoimi. Ăștia, cum închid colivia? Păi nu știu pe unde tot ies. Și cine a vorbit cu el a zis, dar n-am știut că dumneata ții acasă astfel de animale. A zis, nu e vorba de gospodărie, e vorba de casa mea. Păi, dar care-i câinele? Pe gura latră într-una. Și iepuri, nu știu ce-i cu mine, mă trezesc că sunt în stradă. Și mă apuc la vorbă și șoimii, păi zice, cu ochii ăștia, mă zici că zboară, că nu mă l-a citit, întrebi ochelari. Aveți și dumneavoastră probleme cu ochii, cu picioarele, cu mâinile? Vă mai târăsc uneori așa în piața de obște? Știți care e piața de obște? Rețele de socializare și numai ne trezim că voiajăm și... Doamne! Acum, dacă vreunul dintre mădurarele tale te face să cazi în păcat și tu ai fost scos din păcat și pentru asta a murit Fiul lui Dumnezeu, frați și surori, ascultați-mă, să ne luptăm
pentru mântuirea care ne-a fost dată, Dumnezeu ne-a dat harul unui început binecuvântat. Nu contează ce am pierdut și cine am fost. Dar când venim la El să-L ascultăm întru totul, Domnul vieții noastre. Nimeni n-are dreptul să ne osândească, să dea cu pietre noi, cum a fost cazul acelei femei prinsă în imoralitate, Ioan capitolul 8. Dar după ce i-a dat Domnul o grijă, du-te și să nu mai păcătuiești. Da, aici e grija, că pe când a mers acasă, poate bărbatul a fost la fel de rău, atracția poftelor a fost la fel de puternică, de acolo e grija. De aceea spune apostolul, eu mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva, predicator fiind, eu însumi să fiu lepădat. Să ne ajute Domnul să ne ducem mântuirea în siguranță până la capăt. Că nu cumva, cum scrie în versetele următoare din Evrei 12, la versetul 5 în continuare, ce și-ați uitat sfatul care vi-l dă ca unor fii, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cei ce identifică fiind fii ai Săi. Dar dacă ne judecăm noi, nu trebuie să ne judece Domnul. Îmi spunea un frate care a ajuns în spital, nu-i dădea oamenii de leac, și într-o noapte vine la el un înger așa îmbrăcat în alb și face cu degetul arătător și spune, știi de ce ești aici? A zis, nu m-am întrebat și-o plecat, dar eu știam de ce sunt acolo. Așadar, dragii mei, să nu cumva să cădem în păcat. Și dacă am căzut, repede la mărturisire, la pocăință și spunem, Doamne, eu iară trebuie să iau de la capăt, dar mă smeresc mai adânc și nu mă las că vreau să fiu mântuit. Doamne, ajută-ne! Amin! Dacă facem așa, din acest punct de vedere, a relației cu Dumnezeu, a stării de sfințenie, de a lepădare de păcat, intrăm cu succes, cum spune în a doua Petru capitolul 1, vom avea o intrare din belșug slobodă în împărăția cerurilor. Dar mai este o mare problemă pentru a intra în împărăția cerurilor și a nu fi aruncat în focul cel veșnic. Citesc de la versetul 5. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Deci, într-o primă fază, Domnul le-a spus că fiecare trebuie să se facă așa ca un copilaș. Dar ce vrea să spună cu asta? Că pe lângă a te face ca un copilaș, trebuie să primești și pe alt copilaș. Cum? Ascultați. Oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine. Deci tu nu păcătuiești, dar îi poți face pe ei să păcătuiască. Ar fi mai de folos să se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie arânecat în adâncul mării. Cu șanse de mântuire? Nu cred. Ca să vă fie ușor de reținut, să zic și de înțeles și de împlinit, sunt două mari porunci care sintetizează tot ce s-a spus până la venirea Domnului și de acolo încoace. Le știți, da? Hai să le citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 12 și în Matei sunt, dar îmi place versiunea din Marcu în ideea asta. 12 de la versetul 29, hai de la 28. Care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus a răspuns, cea din tâi toate este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeu nostru e singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul, tot cugetul tău, toată puterea ta, asta se rezolvă problema ta cu Domnul. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Și în varianta din Matei, scrie în 22 cu 39, a doua asemenea ei. Deci ca să intri în împărăția celor, nu-i destul să rezolvi problema ta cu Dumnezeu și să-L iubești și să-L asculți și să faci tot ceea ce trebuie. Ai și o problemă cu aproapele, e o poruncă la același nivel cu prima. Conform primei porunci, tu trebuie să devii copil și Dumnezeu să-ți fie tată și vei vedea ce moștenire frumoasă vei avea. Dar tata n-are în plan să te mântuiască numai pe tine.
Tata vrea să te învețe că trebuie să dorești mântuirea altui copilaș cum dorești mântuirea ta. Așa că la Dumnezeu nu poți merge cu mâinile în buzunar, trebuie să dai mâna cu frații. Nu poți le ții pe piept și spui, Doamne, toată inimuța e a ta. Nu. Tinde mâinile. Unul din dreapta, care e mai aproape în dreapta, unul mai aproape în stânga. Fără ei, n-ai ce căuta la poarta raiului. Și vă dovedesc asta din Scriptură îndată. În primul rând, ca și altul să intre, care e și el copilaș ca tine. Acum învață să se roage. Acum învață și el cum e pocăința. Și vine la adunare și după masă e altă lecție și duminica viitoare altă lecție. Și învățăm așa la asta, școala asta sfântă, că Domnul înainte de ne fie mântuitor, trebuie să ne fie învățător, slăvit să fie în veci. Zice, dacă de cumva faci pe altul să păcătuiască, și dacă păcătuiește, cade în păcat, nu mai intră, merge în focul ghenei. Îi bai și cu tine. De aceea vă citesc din Evrei capitolul 12 cuvinte cu mare greutate și responsabilitate, de la versetul 12. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănuriți, scroiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale și mai degrabă să fie vindecat. Versul 15. Luați seama, aveți grijă unii asupra altora. Versul 16. Vegheați să nu fie între voi. Deci atât la început cât și pe parcurs, frații noștri ne sunt dați în grijă. Și dacă din pricina ta cineva nu s-a mântuit, s-a citit din Ezechiel, scrie în 3, în 18, în 33, s-ar putea sângele lui să fie cerut din mâna ta. Că nu ți-ai făcut slujba bine și că nu te-ai comportat bine. Vine în minte următorul caz. Spune că la o biserică un frate a predicat cu har, spunem noi, un prieten și-a venit la adunare, a fost entuziasmat și la urmă s-a apropiat de el dorind lămuriri. Dar după ce s-a terminat slujba, respectivul predicator a devenit cam glumeț și a vorbit doar de afaceri și de alte lucruri. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a rămas la biserică pentru următoarea slujbă. Și omul a fost dezgustat de o viață duplicitară, de un limbaj atât de diferit din interiorul și din exteriorul adunării și n-a mai vrut să ducă la biserică niciodată. Au trecut ani, a ajuns bolnav, pe patul de spital a fost îndemnat să se spovedească și el a zis, eu am ceva de lămurit cu un predicator, să vin aici. Și a început să-i spună ce v-am relatat eu până aici. Și predicatorul s-a grăbit să spună, slavă Domnului, ce nu te grăbi cu slavă Domnului, că nu știu dacă e slavă Domnului. Felul în care te-ai comportat în afară, m-ați dezgustat, n-am mai trecut vreodată pragul unei biserici. Și relatarea spunea că în timp ce îi spunea asta muribundul, și-a dat duhul. Și a rămas predicatorul cu privirea pe fața lui crispată. Da, dragii mei, se poate întâmpla la nivel de familie să nu se mântuiască cineva, mă gândesc la copiii care vin, la tineri întărâtați la mânie, la o soție sau un soț care e pricină de păcătuire pentru celălalt. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Îi scris că decât să fii pricină de păcătuire pentru unul, dacă ești pentru unul, să te nece ca să nu mai fii pricină și pentru altul. Așa scrie. Poate iar pare radical exprimarea Domnului, dacă nu scria Domnul, spuneam eu, poate nu mă credeați. Dar decât să ne norocești și pe altul, mai bine numai cu unul nenorocit. Dar te nenorocești și pe tine. Dacă din cauza ta, așa scrie aici, vai de lume, adică oricum în lume sunt prilejuri de păcătuire și va fi vai de lume. Dar din pricina noastră să fie vreun prilej de păcătuire, iată vă citesc din Romani capitolul 14, cuvinte foarte clare. Citesc de la versetul 13. Judecați să nu faceți nimic, care să fie pentru fratele vostru piatră de potire sau un prilej de păcătuire. Versetul 15. Dacă faci ca fratele tău să mânească din pricina unei mâncări, nimicești pe acela pentru care a murit Hristos. E aceeași învățătură, 1 Corinteni 10, 1 Corinteni 8. Spune aici versetul 21. Să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere,
de păcătuire sau de slăbire. Purtați-vă frumos cu cei din jur. Din pricina noastră să se realizeze mai ușor mântuirea lor, nu să fie împiedicată. Să fim facilitatori de mântuire. Pentru că pentru cei de aproape putem facilita mântuirea. Pentru cei de departe, nu știu cu ce putem să-i ajutăm. Dumnezeu ne-a grupat așa pe celule, pe familii, pe comunități locale, să ne ajutăm unii pe alții. Doamne, dă-ne o astfel de inimă bună. Cum ne-ai ajutat Tu pe noi, dă-ne har să ajutăm și noi pe alții. Dar grija mea pentru fratele meu, ca să intru eu și ca să intre și el, nu se limitează la a nu fi pricină de păcătuire pentru el. Pentru că el poate să păcătuiască și dacă n-a fost o pricină de păcătuire. Scrie aici în versetul 15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, ce ai de făcut? Unii bibliologi spun că expresia împotriva ta lipsește din unele manuscrise, nu știu exact, dar ar fi corectă din punct de vedere biblic și așa, și atunci versetul ar suna astfel. Dacă fratele tău a păcătuit, nu neapărat împotriva ta, nu fi indiferent. Dacă a păcătuit, își pierde sufletul, fă ceva pentru el, du-te și încearcă să-l câștigi. Asta înseamnă să-l mântuiești. Cum spune și 1 Corinteni 7, dacă e soție necredincioasă, sau cum spune 1 Petru 3,1, să-l câștigi fără predici, prin comportamentul tău. Deci tu să nu-i fii o piedică, dar să-i fii un ajutor. Te bucuri să ajuți pe cineva să mântuiască. Nu este asta o favoare, nu? Dacă nu poți să îl stopezi din viața lui de păcătuire, Biblia recomandă Domnul Iisus să mai iei doi, să îi vorbească și ei, dacă nu, problema să ajungă până la plenul adunării sau cel puțin la nivelul conducerii, ca acea persoană să fie ajutată și în final să fie mântuită. Și scrie aici în finalul textului că dacă noi legăm sau dezlegăm ceva, asta se operează în cer. Vedeți cum comportamentul nostru față de aproapele, față de frați, are incidență la intra în împărăția cerurilor? Noi putem să-i facilităm asta și să-l ajutăm să intre acolo. Și asta e mare har. Doamne, ajută! Sper să nu fie nimeni în postura pildei ce urmează. Petru s-a apropiat de Domnul și a zis, Doamne, câte ori serpe fratele meu când l-a păcătuit împotriva mea? Și Domnul i-a spus până la 70 de ori câte 7 și apoi urmează o pildă care începe cu cuvintele, singura de pildă din Biblie care începe, din Evanghelie care începe cu cuvântul acesta. De aceea, adică pilda are de-a face cu acea întrebare și acel răspuns. Împărăția cei se aseamănă cu un împărat care a vrut să cutească cu robii săi și l-a iertat, spun pe scurt, de 10.000 de galbeni, o sumă imensă, 10.000 de talanți, un talent în cel puțin 35 de kilograme, ar salva bugetul țării noastre, atât datorie. Și l-a iertat pentru că altfel trebuia aruncat în ghenă, în închisoare, îmi spune noi. Iertat de atâta datorie, a întâlnit pe unul care îi datora o sumă, o nimica toată, cum spune noi, 100 de lei, să fi fost și euro, nu? Tot atât ai la urmă orbei. Și strângea de gât, nu discut. A aflat stăpânul, iar încărcat debitul cu toată datoria și spune versetul 35, tot așa va face și Tatăl meu cel cerești. Noi vorbim de intrare în Împărăția Cerurilor. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său, Doamne, dă-ne tăria și bucuria de a ierta. Să face numai cum a făcut fratele nostru mai mare, în timp ce îl schinjuiau pe cruce, el ce a zis? Tată, eu vreau că ăștia să fie frații mei, te rog să ierți. Dumnezeu face ce știe El că trebuie făcut. Dar din punctul tău de vedere, fi gata să ierți. Vă întreb, e bine ca rândui Dumnezeu ca intrarea în cer să fie dependentă și de atitudinea noastră față de alții? Oricum nu putem schimba cadrul juridic. Asta l-a dat lejuitorul cel mare. Așadar, să nu fim pricină de păcătuire pentru alții, dacă au păcătuit împotriva noastră, nu doar să iertăm, să și încercăm să recuperăm relația și să salvăm.
nici vorbă să nu iertăm. Și mai este aici o pildă interesantă cu oaia rătăcită, dacă unul s-a rătăcit și, cum spune în finalul epistolei lui Iacov, poate chiar a comis o sumedenie de păcate, s-a rătăcit de la adevăr, poate are altă învățătură. Să știți că cine întoarce pe un păcătos rătăcia căilui va mântui un suflet de la moarte. Să-l mântuiască Domnul, că e mântuitor. Nu, nu, Domnul va mântui, că în baza jertfii sale nu mai poate fi mântuit. Dar dacă eu mă duc după el și l-aduc, spun: Doamne Iisuse, uite-l aici, te rog, mântuiește-l, ăsta fără rătăcit, eu m-am dus, l-am căutat, s-a întors. Bunul Dumnezeu să ne ajute să avem așa grijă față de frați, ca să putem intra cu toți în împărăția lui Dumnezeu. Noi ca și copilași, și să dorim și pe ceilalți copilași, chiar dacă sunt câte unii mai îndărâmniși, mai fug de acasă câte unii. Unii vin singuri, după alții trebuie să mergem noi. Dar să ne ajute Domnul în final cu toții să ne prezentăm la Sfânta Lui împărăție. În literatura ortodoxă există și următoarea întâmplare imaginară. Se spune că în timp ce un înger survola iadul, cum scrie aici Ghena, cineva a zis: scapă-mă de aici! O, cum ar dori oamenii după aceea să scape! Și cumva s-a agățat, v-am spus, totul imaginar, de o aripă a îngerului, și după el altul și altul și altul s-a făcut un laz mare. Cine ar vrea să scape de acolo, nu? Dar la un moment dat ăsta care s-a agățat de aripă, dar voi? Eu am zis numai pentru mine! Și în timp ce încerca să scută, s-a scuturat cu totul. Și a căzut înapoi. Da, e imaginară, dar e real în fond. Căci dacă nu vrei să fie salvați și alții, nu vei fi salvat nici tu. Doamne, eu cred că așa cum m-ai iubit pe mine, ai iubit pe toată lumea. Căci pe Fiul Tău nu L-ai dat numai pentru evrei, cum au crezut ei până la un moment dat. L-ai dat pentru toți, mărit să fie Domnul. Îmi spunea un frate, era la Roma la stăruință, și un om s-a dus să mărturisească după ce a fost botezat, apoi s-a dus în lume bietul de el. Și i-a spus o grămadă de păcate și între altele spune: voi avea iertare dacă n-am mă duc și mă arunc în Tibru în noaptea asta? Și îmi povestește frații: băi, de nu zicea că s-aruncă, nu îndrăzneam să-i spun că are iertare, dar așa m-am temut că s-o moară și băi, cred, hai. Și de la mărturisire merge la stăruință și în aceea seară Domnul botează cu Duhul Sfânt într-un mod foarte autentic, vizibil. Și la urmă îi spune la altul mai bătrân care e acolo un slujitor și a zis: no, pe ăsta n-am crezut că e în stare Dumnezeu să-l mântuiască. Și bătrânul îi spune: măi, dar tu ai crezut că Dumnezeu e ca tine, ca mine, că bunătatea Domnului umple pământul. E bun să venim la El, dar să devenim copilași și să rămânem copilașii Lui, să ne ferim de păcat, să ne luptăm până la sânge împotriva păcatului. Și apoi, cum v-am spus, că Domnul a spus întâi, să știm că sunt și alți copilași, să avem grijă de ei, dacă sunt prăștiați să-i adunăm, dacă au păcătuit să-i iertăm, să-i îndemnăm, să-i încurajăm, ca să ajungem cu toții în Sfânta Împărăție a Domnului. De când a plecat scumpa mea la Domnul, tare mult mă gândesc cum e astea acolo. Nu cred că e zis să nu mă gândesc la Domnul, la Împărăția Sfântă, la ea. Și îmi doresc asta, să ajung și eu acolo cu bine. Amin. Și cred că vă doriți și dumneavoastră. Ați cântat în seara asta despre așa ceva. Probabil că v-ați și gândit în timp ce ați cântat cât de cât la această realitate binecuvântată a intrării noastre în slavă. Și mi-am amintit că și cu vreo luni de zile înainte a pleca soția la Domnul, un proroc a avut următoarea vedenie. Mie nu mi-a spus-o decât după aceea, dar a spus-o la alții ca să fie drept dovadă că vedenia a fost înainte. S-a arătat un munte, știți, dumneavoastră sunteți muntele Sionului. Unii rămâneau pe câmpie, spuneau: nu, e greu de urcat, e normal că s-a ajuns până în cer, o fi greu, nu? Da. Cei ce au pornit îi simbolizau pe cei ce s-au botezat și au pornit înspre Domnul, cum cred și dumneavoastră. Unii urcau pe teren mai neted, alții pe teren mai accidentat,
După situații, cum știți că în viață diferă, unul e sănătos, altul e bolnav, altul e mai bogat, altul e mai sărac. Dar pe la jumătatea muntelui, interesant, era un filtru, un control. Îngerii Domnului nu lăsau să treacă de filtru decât cei cu adevărat credincioși, curați, pocăiți, într-un cuvânt, cum am spune noi. Unii încercau să se justifice, dar eu sunt credincios, sunt pocăit. Numai că pe lângă cunoștința care o aveau îngerii, undeva în stânga a văzut o fiară, vrăjmașul care păra și spunea, nu, ăsta e mânjit, e corupt, ăsta e de-a meu. Și între cei ajunși la filtru care nu i-a lăsat să treacă, fratele proroc a cunoscut pe doi și i s-a spus, între alții, aceștia vor trece printre primii din viață. Câteva zile mai târziu îl întâlnește pe unul dintre cei doi și îl întreabă ce face. Și respectiv spune, slavă Domnului, cu treabă, muncesc, un om la vreo 60 de ani, sănătos. Păi ce să-i spui de descoperire că ăsta era ok, cum spune noi, nu? O săptămână mai târziu se îmbolnăvește, prorocul vizitează din nou și îl întreabă la fel, frate, ce faci? Ei, e mare baie. Eu am crezut că-s pocăit, dar acum am dat seama că pocăința mea nu e bună. Nu știu ce face Dumnezeu cu mine. Că sunt stări uneori, dar uneori e prea târziu, când oamenii conștientizează că bietul Iuda nu se mai poate pocăi. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Câteva zile mai târziu a murit. Și el și celălalt, care a fost arătat în vedenie, și mă întorc la vedenie, acești oameni care nu le-au lăsat să treacă, din oameni în carne și oase, în trupuri, stând pe picioare, erau transformați în trunchi de copaci, uscați. Erau tăiați și adunați într-o grămadă de bușteni și a zis prorocul, Doamne, în timp ce vedea filmul vedenii, ce va fi cu aceștia? Rămân pentru focul din ziua judecății. I-a văzut apoi pe ceilalți care au lăsat să treacă de filtre, am avut de trecut anumite terenuri accidentate, dar urcau și sus, a zis, când mi-a fost îngăduit să văd, era o cetate sclipitoare, greu de descris, în fața cărerea un platou și a zis, între cei de pe platou era și soția ta. A ieșit un înger din cetate cu o tavă și mi s-a dat în cunoștință că era mana ascunsă, niște bobițe care cum gusta se transforma într-un chip ca îngerului, nu mai rămânea în carne și oase, era așa doar așa ca o aură. Am zis, i-am cunoscut fața soției tale, că a avut o față senină, numai după fața mai cunoscută, după ce a gustat, care ea și care îngerul. Și li s-a spus, bucurați-vă, sunteți dintre cei cu răsplată de plină. Se va deschide poarta, vă veți auzi numele și veți intra în cetate. A zis, frate, după ce am văzut vedenia asta, în ce strălucire intră unii și cum sunt opriți alții, n-am mai dormit toată noaptea. Și am zis, Doamne, nu mă mai interesează pe pământ, spunea prorocul, că voi fi sănătos sau bolnav, sărac sau bogat, că mă iau alții în brațe sau mă scuipă, un singur lucru doresc, să nu mă oprească la filtru și să intru pe porți în cetate. Mi-a zis, frate, știu că ți-a părut rău după soția ta, este natural, dar dacă ai fi văzut-o în ce strălucire, ce o strălucire o așteaptă și ce față senină a avut, nu te-a mai putea necăji. Noi ne întristăm pentru aceste despărțiri temporare, dar scopul nostru suprem este să intrăm acolo. Să nu rămână nimeni aici. Și cei mai nefericiți am fi noi, care am cunoscut calea Domnului, care am fost înfiați de Tatăl Ceresc și am devenit copii ai Lui, să rămânem până la urmă ca să fim moștenitori împreună cu sfinții. Să recapitulăm, să nu uităm, să ne oprim aici, dar de fapt să pornim mai departe, în alergarea care ne stă înainte, că și ne așteaptă Domnul și sfinții care s-au dus înaintea noastră. Noi, pentru a intra în împărăția cerurilor și a nu fi aruncați în focul cel veșnic, trebuie să ne rezolvăm problema cu Dumnezeu, să ne întoarcem la El și să fim gata să începem o viață nouă pentru o lume nouă.
Să recunoaștem că modul nostru de gândire a fost falimentar, că soarta noastră pe pământ în final era moartea și Dumnezeu vrea să ne dea viața veșnică în fericire. Și apoi pe tot parcursul vieții de credință să fim atenți, ca nu cumva diavolul în șiretenia lui să ne înșele. M-am gândit la bietul Iuda. Pentru câțiva bănuți s-a pierdut pentru vecii vecilor. Mult n-a putut fura, că ucenicii erau săraci. Și oricum, dacă fura mult, se prindeau, nu? Și cu banii ce l-au vândut, nici pe ea nu i-au folosit. Și când te gândești, pentru ce a pierdut veșnicia? O soră de la noi, iertați-mă adăugarea asta, în vârstă, de acum petrecea timpul, cum scrie în Timotei 5:5, în post și în rugăciune, aproape zi și noapte. Și când ne-am dus la ea odată să o vizităm, a zis, azi noapte, am avut un vis interesant. M-a dus o ființă cerească și m-a purtat printr-o grădină, că paradis asta înseamnă grădină. Atâta fericire, atâta strălucire, n-am avut dureri, ceva ce nu pot să vă povestesc, o beatitudine a slavei lui Dumnezeu. Și după ce m-a plimbat pe acolo, a zis, hai să-ți mă arăt ceva. Și m-a dus undeva într-o altă parte, nu știu cât a durat, la ce distanță, a coborât ca pe niște scări la un demisol, acolo ceva întuneric, cu miros neplăcut, și întâlnesc pe trei surori care le cunoșteam. Și proaspătă, venită din vizita în rai, în paradis, spune, de ce stați aici? Vă știți ce strălucire este aproape? Și le spun, știm, dar nu ne lasă să ieșim. Dar de ce? Vorbesc eu. Nu, că am vorbit noi. Și unul a zis, pe mine nu mă lasă, că într-una tot mă scap și judic pe alții. Alta a spus, pe mine mă chinuie gelozia, și a treia, nu mai știu ce a spus. Și sora, când s-a trezit, a uitat pe cele trei surori. Dar în ziua următoare a vizitat-o una dintre acele trei surori. Și în timp ce îi povestea visul, și-a amintit, dar a fost greu ei să-i spună. Dar când relata sora aceea, a zis, eu sunt cea cu, nu mai știu ce, că ea și-a identificat starea. Eu trag nădejde că ne-am identificat-o și noi, că Duhul Sfânt ne luminează mintea și Domnul o face nu doar să ne țină morală și să ne spună că trebuie să ne pocăim, să ne zmerim, Domnul o face cu dragostea sa, o care vrea să ne mântuiască. Dar să nu uităm că pentru a fi mântuiți, trebuie să avem grijă și de alții, să se mântuiască și ei. Doamne, ajută-ne să putem contribui la mântuirea cât mai multora dintre noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea o îndurare de plină, să vă mântuiască și să vă dea har să puteți contribui cu drag și la mântuirea altora cu care vom viețui în împărăția veșnică a Domnului. Slăvit să fie El. Amin.